Este o chestiune speculativă, nu cred că pot crește cu mai mult de 15% pentru că se vorbește despre suportabilitate. Prețurile vor crește atât cât suportă piața, cât poate omul să ducă și să cumpere, a spus președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, Ioan Ladoși. Acesta a explicat că în prezent prețurile la carne de porc practicate în România nu diferă de cele din străinătate, însă la noi există o particularitate care dereglează piața, mai exact faptul că înainte de Crăciun țăranii încep să taie porci din gospodăriile proprii pe care îi vând. Pot să vă spun că la ora actuală prețurile nu diferă de ce este afară, suntem pe linia prețurilor din afară și așa că vom merge în continuare, însă noi în România avem o particularitate și anume că în preajma sărbătorilor de iarnă se mai taie câte 3 milioane de porci în curte. Nu avem cum să estimăm cât vor tăia țăranii înainte de Crăciun. Asta este diferența majoră între noi și ei, pentru că există încă atâția porci pe piață. Nu știm ce se întâmplă cu ei și unde ajung, a spus Ioan Ladoși. Acesta a estimat că prețurile cu care se vor vinde acești porci vor fi mai mari decât cele practicate de producătorii de carne de porc. Ca în fiecare an, prețurile la acest porci pe care tare țăranul s-ar putea să fie mai mari decât cu ce se vinde la ora actuală pe piață. Deci, noi vindem cu circa 6 lei kilogramul în viu la poarta fermei, ori pe marginea drumului, dacă mergeți și vă uitați prin satele României, veți vedea că au început să apară acele oferte care vând porcul pregătit pentru Crăciun cu cereale bio și așa mai departe, la prețuri mai mari de 8 sau 9 lei pe kilogram, a subliniat reprezentantul producătorilor de carne. În altă ordine de idei, Ioan Ladoși a adăugat că producătorii de carne de porc ar trebui să majoreze prețurile cu 10-15% pentru a-și acoperi costurile și pentru a nu apela la credite.